Cum s-ar putea încheia tot acest scandal, ne spune chiar acum Sabina sub la BIU. Să vină, bună dimineața! Bună dimineața! A zis că nu e tot mai distractiv. E tot mai distractiv și am avut o surpriză. Victor Negrescu, iată nouă nominalizare. Președintele supărat din nou. Desigur, ce se întâmplă mai departe? Care este procedura? E de urmărit ce se întâmplă și la nivel european pentru că am reușit să agităm apele și acolo în mod concret o să vă explic în ce situație suntem. Ursula von der Leyen a trimis către Guvernul României o scrisoare prin care cere o nomi nouă nominalizare. Asta s-a întâmplat ieri și e foarte interesant să ne uităm la ce este trecut în această scrisoare. Este adresată Vioricăi Dăncilă și lui Claus Iohannis sunt ce, ce cum s-ar spune. Și ce scrie în această scrisoare? Că cere guvernului României să facă o nouă nominalizare. Iată că așa s-a ajuns ca ieri Victor Negrescu să fie cumva scos din pălărie de uh, guvernul Dăncilă. Hai să vedem însă în ce situație ne aflăm în acest moment la nivel european. Silvii Goulard a fost înlocuită de Breton Thierry uh, în ceea ce privește Franța. Eram în situația în care Rovana Plumb era înlocuită de Dani ca Pe acest fond a venit scrisoarea, iar ungurii făcuseră și ei un schimb. Hai să mergem mai departe, pentru că asta era situația de ieri, da? Ce aflăm între timp? Faptul că și francezul și ungurul au fost acceptat. Iată ce spune ungurul, că îi mulțumește Ursulei von der Leyen pentru faptul că a fost acceptat. Deci totul este oficial. În ce situație suntem așadar astăzi, la această oră, vedem împreună acceptat francezul, acceptat ungurul, iar noi am trimis o nouă propunere în persoană persoana lui Victor Negrescu în locul Rovanei Plum. Totul a stârnit o mare agitație la nivel european, pentru că, vă spuneam, de fapt și de drept, Ursula von der Leyen l-a pus doar în CC pe Claus Iohannis și nu l-a informat înainte, nici nu avea de ce uh, să o facă. Iată ce uh, spun și uh, presa de la nivel european, că este foarte supărat Claus uh, Iohannis, uh, furios de-a dreptul pe ceea ce a făcut uh, Ursula von der Leyen și că uh, se va plânge uh, popularilor europene. Din informațiile pe care le am în acest moment, într-adevăr, popularii europeni sunt destul de supărați pe ceea ce uh, s-a întâmplat, uh, pentru că practic uh, este uh, dat un loc uh, socialiștilor, s-au lăsat în continuare uh, socialiștilor. Gâlceava aceasta europeană este exact, uh, aceasta românească e exact termenul folosit de uh, politic, o afectează uh, Uniunea Europeană și în acest moment blochează uh, tot ceea ce înseamnă Comisia. Hai să mergem mai departe și să vedem cum pe spre și pe 12 noiembrie ar trebui să aibă loc audierile celor trei, așadar dacă Victor Negrescu este acceptat până atunci trebuie să treacă și de discuția cursul la von der Leyen și de acea comisie jurii care îl verifică la documente iar pe 25-28 noiembrie să aibă loc votul în plenul Parlamentului European astfel încât de la 1 decembrie comisia să funcționeze. Cine este Victor Negrescu? Vă dau câteva date ca să știm ce nominalizare am trimis. Are 34 de ani, este doctor în științe politice, și predă de fapt la SNSPA, vorbește engleză, franceză, italiană la nivel mediu și germană și rusă la nivel de începător, este fost europarlamentar și fost ministru al afacerilor europene. Nadina